bună dimineața tuturor. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Aș vrea să transmit câteva informații legate de activitatea curentă și pe câteva capitole să abordăm câteva probleme de interes național, dar și câteva de interes local. Probabil, așa cum știți, ieri a avut loc Consiliul Național de Coordonare, precedat de Biroul Politic Național, activități la care au fost dezbătute analiza politică la nivel național, raportul de activitate a Biroului Executiv al Partidului Național Liberal în primele 6 luni de la Congres, aprobarea propunerilor privind modificarea regulamentelor de organizare și funcționare a structurilor interne și de specialitate, aprobarea propunerilor privind unele modificări la statutul PNL și alegerea vicepreședintului pe domeniul Sănătate, Muncă, Familie și Protecție Socială în persoana domnului Cristian Bușoi, dându-se astfel acel element de unitate, de strângere a rândurilor membrilor PNL, de pregătirea pentru acțiuni cât mai concrete, cât mai predictibile, configurarea unui program de guvernare și, sigur, Partidul Național Liberal să fie în permanență atent la tot ceea ce se întâmplă și cu reacții cât mai rapide în vederea descurajării derapajelor și propunerea unor măsuri concrete. Aș vrea să vorbim, încerc să structurez pe 4 capitole. 1. Situația politică națională legată de dezastrul guvernării PSD. Putem afirma fără dubii că asistăm la cea mai slabă guvernare post-decembristă. Este vorba, în primul rând, dacă vreți, de la o instabilitate a guvernului, atât pe funcții cât și ca program de guvernare. În 9 luni de zile avem deja 2 prim-ministri, un prim-ministru care a fost debarcat pentru o moțiune de cenzură a propriului partid, caz unic în istoria guvernărilor românești, dar de asemenea și de schimbarea unor miniștri pe funcție. Avem ministere la care miniștrii au fost înlocuiți chiar de 3-4 ori, așa cum avem cazul de la apărare, de la educație, de la fonduri europene. Aș vrea de asemenea să vă spun că se încearcă aplicarea unui program de guvernare care nu a fost votat de români. Pentru că am avut la instalarea guvernului Grindeanu un program de guvernare legitimat prin votul românilor la alegerile generale, acolo unde au fost propuse mult mai multe măsuri, printre care și creșterea salariilor la profesori și medici începând cu 1 iulie 2017, măsură care a fost prorogată. S-a vorbit de o creștere cu 100%, apoi de la 1 ianuarie cu 25%, urmată de o altă creștere la 1 martie 2018 cu 25%, lucruri care sunt nesigure în momentul de față legat de economia națională. După cum știți, a fost propus în programul de guvernare impozit zero la veniturile medicilor, lucru de care nu se mai vorbește. S-a vorbit despre impozit zero la dividende, lucru de care nu se mai vorbește. În schimb, sunt cu totul și cu totul alte măsuri despre care se vorbește, despre care guvernul PSD încearcă să le pună în aplicare și care nu au fost în programul de guvernare, ci au apărut în al doilea program de guvernare, modificat, schimbat pe genunchi, legat de taxa de solidaritate, impozitul pe gospodărie, impozitul pe cifra de afaceri, split TVA, transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, lucruri pe care le voi prezenta și despre care voi vorbi, sigur, încerc cât mai succint. Aș vrea să vă spun că
Taxa de solidaritate. S-a încercat introducerea acestei taxe pe principiul haiduciei, a lua bani de la cei care muncesc și au și a da la cei care nu muncesc și nu au. Lucru pe care l-am descurajat, lucru despre care am vorbit atât în Parlament cât și în mass media și la care, într-un final, guvernul a renunțat. Vorbim despre taxa pe gospodărie, un impozit care s-a dorit a fi introdus, ar fi fost nevoie de circa de 35.000 de specialiști fiscali pentru implementare, ceea ce ar fi îngreunat foarte mult viața românilor în general. De asemenea, la presiunile Partidului Național Liberal, s-a renunțat și la această taxă. Așa cum s-a promis și s-a și făcut, s-a scos taxa de mediu, da? Acea taxă pentru mașinile care au un anumit nivel de poluare a fost scoasă, o măsură care a adus imediat în țară foarte multe mașini din parcurile, din cimitirile de mașini din Europa, iar acum la Ministerul Mediului se vorbește despre introducerea unei taxe de poluare, o taxă care este mult mai mare, dar și anuală, pentru mașinile aduse. Adică, practic, s-a bulversat întreaga idee a celor care doreau să-și achiziționeze mașini. Pe de o parte s-a încurajat a aduce mașini care nu sunt la nivelul așteptărilor, la nivelul solicitărilor, condițiilor de mediu. Iar acum, după ce au fost aduse, introducerea unei taxe care practic îi va zăpăci cu totul pe români. Credem că este un lucru total făcut așa heirupist, care nu a fost bine gândit, de altfel ca în general măsurile pe care guvernul PSD le-a făcut în ultima perioadă. Aș vrea să vă vorbesc apoi despre introducerea accizei pe combustibil. După cum știți, această acciză a fost introdusă tot de guvernul PSD, guvernul Ponta, apoi a fost scoasă, s-a renunțat la ea, iar acum se vorbește din nou, ba mai mult de atât, nu s-a renunțat, iar în momentul în care o primă tranșă a fost introdusă, prețurile deja au explodat. Avem miniștri care sunt rupți de realitate, majoritatea ați văzut când sunt întrebați, ba nu conduc, ba nu fac plinul la mașini în stațiile PECO, ba nu știu dacă a crescut prețul. Noi cred că nu putem să venim cu lucruri pe care românii le constată zi de zi, le văd, și că prețul, într-adevăr, la combustibil a crescut. De asemenea, datorită unor măsuri populiste, dar total nepredictibile și total nejustificate din punct de vedere al prevederilor economiei, avem de a face, și mă refer aici la împrumuturi luate la dobânzi destul de mari, avem de a face cu o creștere a roborului, acea dobândă între bănci, la care PSD-ul imediat s-a înflamat, ba mai mult de atât a atras atenția Băncii Naționale, lucru care nu depinde în mod direct de Banca Națională, pentru că acest lucru este determinat de lipsa de lichiditate. Știm că BNR-ul a făcut eforturi majore pentru a menține, tot la indicațiile presioase ale guvernării PSD, acest schimb valutar, care a fost ținut în jur de 4,5-4,6% cu eforturi majore. În ultima perioadă au fost aruncate peste 1,5 miliarde de dolari în piață pentru a reuși să mențină acest curs valutar. Lipsa de lichiditate, lipsa de predictibilitate, măsurile financiare luate au determinat așadar creșterea roborului, creșterea dobânzilor, cu sigur un atac, dacă vreți, la români, la firmele românești, cei care au credite, cei care își creionaseră un anumit buget și un anumit program de dezvoltare la nivel personal sau la nivelul structurilor economice, lucru care de asemenea este total nefavorabil economiei românești, pentru că apoi cei care l-au determinat să
începe să țipe la cei care s-au străduit până la urmă să țină economia într-un firesc. De altfel, acest stil violent este deja demonstrat de PSD. Dacă ne aducem aminte de cazul Palada, dacă ne aducem aminte la atacul violent al ministrului învățământului la profesori, amenințându-i cu organele de stat pe care le va sesiza dacă aceștia vor folosi materiale auxiliare, cu atacul direct al președintelui PSD și președintelui Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, la BNR, dar chiar și la proprii specialiști. Ne aducem aminte aici, dacă vreți, despre reprezentanți din cercul puterii care au sesizat derapajele și nu au fost de acord cu măsurile luate. Vă dau exemplu concret aici, vorbim de senatorul Teodorovici, care este președintele Comisiei Buget Finanțe din Senat și fost ministru al fondurilor europene, un om care, iată, a aprobat un anumit nivel de bună credință, dar și de pregătire profesională, reușind să modifice în Comisia de Buget Finanțe ale Senatului modul de implementare, dar și reducerea unor măsuri economice, fiscale-economice pentru perioada următoare și atrăgându-și pe cale de consecință imediat un atac virulent al președintelui Dragnea. Prin acea afirmație, cred că funcția de președinte a Comisiei de Buget Finanțe din Senat i s-a urcat la cap domnului Teodorovici și trebuie scuturat foarte bine din această funcție. Lucruri care se întâmplă, lucruri pe care le vedem cu toții. Un alt subiect este transferul plății contribuțiilor de la angajator la angajat, ceea ce va conduce, evident, la costuri suplimentare, la creșterea salariilor la bugetar nesemnificativ. Vorbim de acea promisiune de la 1 ianuarie 2018 cu 25%, care datorită acestui transfer va aduce o creștere net undeva în jur de 4-5%, lucru care a fost afirmat chiar de ministrul Muncii, doamna Olguța Vasilescu. Prin urmare, asistăm aici de introducerea unei măsuri, dar în același timp și o păcăleală pentru cei din sistemul bugetar, profesori, medici, care așteptau și de bună dreptate această creștere salarială. Prin urmare, am atras un semnal de alarmă și la nivelul Parlamentului și în mass media și pe rețelele de socializare cu privire la acest transfer a plății contribuțiilor, despre care, așa cum vă spuneam, și senatorul Teodorovici a spus că nu se impune în acest moment. Tot aici vom avea și o creștere a cheltuielilor cu forța de muncă la mediul privat. Guvernul nu poate obliga menținerea salariului net, ceea ce va duce la o creștere a salariului în brut la angajații din mediul privat, adică la o obligare a creșterilor cheltuielilor cu personalul către mediul de afaceri, către reprezentanții firmelor, pentru că este o măsură neconstituțională. Singurul lucru prevăzut, mi se pare, la articolul 46 sau 47 din Constituție, este acela cu privire la măsura pe care guvernul poate să o ia cu privire la salariu minim pe economie o singură dată pe an. În rest, nu poate interveni și nu poate determina nivelul de salarizare din mediul privat, fiind un abuz dacă acest lucru se va face și, prin urmare, va fi declarat neconstituțional. Vorbim de măsura Split TVA, o măsură despre care, de asemenea, senatorul Teodorovici și președintele Comisiei Buget Finanțe din Senat a atras atenția că nu este o măsură care se impune în acest moment, venind cu o propunere pentru a reuși să creeze un mixt, a reuși cumva pe principiu să împăcăm și lupul și capra, să propună doar introducerea acestui split TVA, adică introducerea unui cont în derularea activității firmelor cu privire la colectarea TVA-ului și plății TVA-ului deductibil, o măsură pe care noi o considerăm proastă. Domnia sa a propus să fie introdusă doar la firmele care au contract cu statul, celelalte să nu aibă această măsură impusă. De altfel, după cum știți, de la 1 octombrie această măsură a fost implementată, mai bine zis, a fost propusă cu titlu opțional. Și așa un mare succes a avut, încât din cele câteva sute de mii de firme de la nivel național, doar 175 au optat pentru acest lucru. Mai mult decât atât, nici chiar societățile, regiile naționale
deci care sunt în directă colaborare, în directă coordonare, subordonare guvernamentală, nu au achesat la acest fapt. Doar două din multitudinea lor au mers pe acest split TVA, o măsură care, din punctul meu de vedere, înseamnă și o decapitalizare a firmelor, pentru că TVA-ul colectat este o sumă de bani de care firmele profitau și puteau să o folosească pentru finanțarea unor cheltuieli sau investiții până la data de 25 ale lunii când se face plata. Adică, practic, această sumă nu era a statului până la data de 25 când trebuia să facă plata. Bine, unii pot să spună că sunt și firme care nu sunt mânate neapărat de o bună credință și nu respectă această dată. Da, da, pentru acestea există măsuri din partea ANAF-ului, din partea organelor de stat, chiar și ale justiției acolo când apar demersuri ulterioare, și acest lucru se poate face și se face și în continuare. Mai mult decât atât, introducerea unui nou cont presupune achiziționarea unui soft suplimentar de gestionare a acestui cont. Mai mult decât atât, avem de a face cu adunarea unui TVA colectat față de un TVA deductibil, așadar nu avem un echilibru, ceea ce înseamnă că pentru a face anumite plăți, dacă TVA-ul colectat nu este suficient față de cel deductibil, în mod obligatoriu, prin această măsură, firmele ar trebui să finanțeze din buget propriu acest cont pentru a putea să se facă plățile. Nu numai că ar finanța și s-ar decapitaliza prin acest lucru, dar mai mult decât atât, pentru că ulterior, în momentul când TVA-ul deductibil vine și acoperă TVA-ul colectat, ca să își poată lua banii înapoi și aduce în bugetul firmei, trebuie să solicite control de la ANAF, ceea ce pe principiul simetriei nu presupune o echidistanță în luarea acestei măsuri. Așadar, îngreunarea actului economic, fiscal, îngreunarea administrării prin introducerea unor noi conturi, creșterile de cheltuieli, determină o măsură total nepopulară și o măsură total nebenefică pentru mediul de afaceri. Măsurile impredictibile și total nepotrivite în învățământ. Am văzut pe cel mai slab ministru pe care învățământul românesc l-a avut, ministrul Genunche, cel care a venit cu invenții, propuneri de te doare capul, demne de prostul satului. Un om care vine și care pregătește începutul de an școlar fără să aibă o structură foarte clară, fără să aibă manualele pe bănci. În schimb, pregătește un manual de educație fizică și sport, inducând și ideea că profesorii de sport pentru clasa 5-a, clasa 6-a ar fi nepregătiți și nu ar ști cum se fac flotările, genoflexiunile sau alergările, explicând ce înseamnă mersul atunci când un om are un picior pe pământ și un picior în aer, adică definiții de tot râsul. Bani cheltuiți pentru a justifica o activitate, din punctul nostru de vedere, total neperformantă. Vine cu un material didactic, un manual unic. Eu am discutat cu profesorii și care spun că efectiv nu poate fi folosit. Pentru acel manual, între ghilimele numit așa, e nevoie de a lucra cu fișe, de a o face o pregătire pentru a-l putea aplica. Adică îi trebuie o foaie de mișcare cadrului didactic pentru a-i putea face pe elevi să citească din acea carte. Invenții din astea care efectiv perturbă sistemul de învățământ. Mai mult decât atât, vine și spune că sunt interzise materiale auxiliare în școală dacă nu au viza ministerului. Ne aducem cu toți aminte, atunci când eram în ciclu primar, eu fiind profesor de matematică, acolo fac reflexia și mă refer la Olivoto, mă refer în gimnaziu la culegerile de probleme, de texte, compendii care existau, atlase
tot felul de documente care sprijineau activitatea didactică. Ei, nu, acest ministru vine și spune că e interzis, iar profesorii, dacă vor folosi acest lucru, el va anunța organele de stat. Numai asta l-am mai văzut, să avem și profesori ridicați sau anchetați pentru că folosesc materiale auxiliare, știind că profesorii care se preocupă în mod esențial de actul didactic, care caută performanța, care doresc ca elevii lor să aibă o bună pregătire didactică în diferite domenii, în specialități pe care sigur le predau, să fie amputați, dacă vreți, de această pârghie care a fost întotdeauna la îndemâna cadrelor didactice. Mai mult decât atât, vine și pregătește examenele naționale introducând derularea lor în timpul anului școlar. După cum ați văzut, examenele de competențe din cadrul examenului de bacalaureat se dau în februarie. Adică dăm examen de bacalaureat înainte ca elevul să fie absolvent. Dăm examene de competențe înainte ca elevii să își poată întregi sfera competențelor prin parcurgerea materiilor și a recapitulărilor finale. Adică cum vine asta dacă noi am avea în februarie un elev care obține competență lingvistică sau informatică cu un calificativ foarte bun, iar pe urmă nu se mai duce la școală, pe urmă nu mai frecventează și profesorul nu îl poate promova. Deci va rămâne corigent. Vă dați seama în ce caz de râs am fi în sistemul de învățământ? Vine și organizează examenul național pentru clasa 8-a la sfârșitul semestrului 2, propunând așadar ca examenele să se dea în timpul desfășurării actului instructiv educativ. Adică, în același timp vom avea în școli și ore și profesori care merg să desfășoare programul didactic, dar aceiași profesori trebuie să asigure și supravegherea la probele de examen, ba să și evalueze. Acest act al omniprezenței încă nu a fost bine conturat și, prin urmare, nu putem susține un lucru care va bulversa cu totul. Când într-o unitate școlară trebuie să țină și ore și examene, profesorii ar trebui să fie și la ore, ar trebui să și corecteze, ar trebui să supravegheze. Deci un lucru care bulversează, lucru care nu s-a mai întâmplat până în prezent. Apoi, în urma interpelării mele pe care am făcut-o în Parlament, domnul ministru îmi răspunde personal și îmi spune că va lua măsuri și va încerca ca aceste examene să desfășoare în săptămâna altfel. După cum se știe, săptămâna altfel nu se desfășoară în ultima săptămână de școală. Este foarte clar stabilit când se desfășoară programul. Mai mult decât atât, este precizat că programul din școala altfel va fi stabilit la propunerea profesorilor, dirigenților în Consiliul de Administrație, adică de conducerea unității școlare. Adică iată un abuz prin care se vine și se deturnează și programul instructiv educativ, orarul școlii, dar și programul săptămânii altfel și programarea săptămânii altfel în timpul anului școlar. Asistăm așadar la o nebunie, dincolo de greșelile majore de exprimare, de aducerea viitorului ca și fiind prezent, cu cererea scuzelor anticipat pentru greșeli deja petrecute. Nu știu, eu i-am făcut o recomandare domnului ministru, cred că într-adevăr dânsul are nevoie de școală, dar nu pentru a o conduce, ci să meargă la școală, să-și completeze studiile și să atingă un nivel minimal, măcar ca al unui elev foarte bun, absolvent de liceu, astfel încât să nu ne facă de râs, pentru că domnia sa, prin aceste atitudini, exprimări și propuneri, nu se face pe sine de râs, ce face învățământul românesc și chiar și România, fiind membru al Guvernului României. De asemenea, fonduri europene. Cea mai proastă absorpție, vă aduceți aminte ce critici făcea PSD-ul, că avem doar 22%, apoi 40%, apoi 60% față de polonezii care au 95% atragere de fonduri europene în perioada 2009-2013. Iată că suntem într-un nou exercițiu financiar, bugetar, al Comisiei Europene, care finanțează statele membre,
România are de atras 40 de miliarde de euro. Bani care revin pentru finanțarea diferitor activități și obiective. Am atins în momentul de față o contraperformanță, în sensul că nu avem, vorbim de exercițiu 2014-2020, da? Și noi suntem în sfârșitul anului 2017, adică mai avem 2018, 2019 și 2020, mai puțin decât a trecut. Și noi n-am reușit să atragem în mai mult de jumătate din timpul alocat acestui exercițiu. Nu nici 50%, nu nici 10%, nu nici 5%, dar nici măcar 1%. Avem atras în momentul de față 0,05%. Ceea ce cred că este o rușine pentru guvernarea actuală. Fonduri guvernamentale. S-a vorbit, s-a trâmbițat de PNL 2, de programe, liste cu obiective, adunate prin comunități, mai ales în preajma alegerilor, atunci când trebuia dat un anumit entuziasm, când trebuia creat o anumită dinamică, o anumită determinare pentru conducerile administrativ-teritoriale, astfel încât să aibă acea energie de a determina lumea să vină la vot și să-i voteze, pentru că vor face ca în România să curgă lapte și mere. Această listă s-a dovedit o listă care este mereu în analiză, s-au stabilit termene peste termene pentru depunerea proiectelor tehnice. Avem așadar o depunere de proiecte tehnice în cascadă, analize peste analize, nu avem semnate contracte de finanțare, prin urmare nu există licitații, pe care de consecință nici lucrări în derulare, cu câteva excepții, printre care și Romanul, pentru că am gândit-o mult înainte și am simțit că se va ajunge aici și încă de când eram primar, am gândit anumite lucruri, iar actualul primar le-a dus mai departe și suntem într-o poziție oarecum mai bună, dar nici de cum una care să fie determinantă pentru desfășurarea astfel de lucrări, pentru că dacă n-ai încheiat contractul de finanțare, nu poți să faci plăți. Și atunci trebuie să duci plățile din bugetul local până când aceste lucruri se vor termina. De fapt, ca să vorbim concret și corect, toată această tergiversare a fost special creionată și pe urmă manageriată, astfel încât în anul 2017 să nu se mai facă plăți. De ce? Pentru că, de fapt, bani nu sunt. După cum vedeți, rectificarea bugetară a fost negativă. Ați văzut de unde s-au luat cei mai mulți bani? De la învățământ, de la Ministerul Dezvoltării, adică bani pentru PNDL, și de la Ministerul Transporturilor, ceea ce a condus la blocarea marelor proiecte. Transporturi. O infrastructură proastă pe toate tipurile de transport, autostrăzi doar pe hârtie, incompetență crasă, bani retrași de la transporturi, tot felul de promisiuni. Ne aducem aminte tot de guvernul PSD, de acel program al ministrului Șova, care spunea că își va muta biroul undeva în zona geografică unde ar trebui să se construiască autostrada Comarnic-Brașov. Nici biroul nu s-a mutat, nici ministrul n-a mai trecut, nici autostrada n-a început. Din opere clasice ale PSD-ului, de la noi frumos luate și la populație date. Că de prostit lumea nu-i foarte greu de pe poziția guvernamentală când se presupune că ar trebui să ai o anumită credibilitate. Practic așadar un an mort și din punct de vedere al transporturilor. Pe justiție. La justiție lucrurile sunt chiar și mai tragico-comice. Ne aducem aminte de ordonanța 13, atunci când sute de mii de oameni au ieșit în stradă, atunci când am militat atât în Parlament, în mass media, am atras atenția unor derapaje majore și PNL-ul a dat înapoi prin ordonanța 14, care anula ordonanța 13. Sigur că nu acesta era gândul lor, iar cei care se aflau în fruntea partidelor care formează arcul guvernamental, domnul Liviu Dragnea și domnul Tăricianu, aveau un țel foarte clar de a politiza justiția și de a pune pe genunchi principalele
instituții care se ocupă de o bună aplicare a justiției. Așadar, îl numesc pe domnul Tudorel în funcția de ministru al justiției, un om de altfel bine pregătit, un om care venea cu o probă, dacă vreți, a moralului ca persoană, dar și al competenței ca profesor. Îl subjugă politic, îi dau temă să creeze acest pachet de legi, un pachet pe care îl și propun pentru a fi aprobat. Și atunci, ce să vezi, sar în sus forurile internaționale, Comisia Europeană atrage atenția, mai mult chiar conducerea europeană a Partidului Social Democrat, conducerea PES-ului, a Partidului European Socialist, atrage atenția că există derapaje majore și, mergând așa, Partidul Social Democrat din România nu se dovedește a fi un membru de cinste a Partidului European Socialist. Deci vorbim despre unele atacuri la acțiunile guvernării PSD chiar din partea politicului de stânga din Europa, în care Partidul Social Democrat este membru. Am avut de asemenea un semnal de alarmă tras de ambasade, de președinție, de CSM, care a spus cu subiect și predicat că nu este de acord cu aceste legi pentru a fi implementate. Avem un manifest, un memorandum pe care circulă în lumea magistraților și am văzut din cei 9.000 existenți, doar în câteva zile aproape 3.000 de semnături și acest demers continuă. Cu toate acestea, acest lucru nu-i face să dea înapoi, au o cale de urmat. Domnul Tudorel Toader are sabia lui Damocles deasupra capului, ori implementează acest proiect și vine cu el în Parlament, ori pleacă. Pentru onoarea domniei sale, eu aș vedea mai degrabă pus stiloul jos și a relua activitatea didactică pe care a condus-o cu onoare și a nu subjuga o politic justiția, pentru că sunt cel puțin câteva lucruri care sunt strigătoare la cer. Scoaterea președinției din ceea ce înseamnă numirea și atributul constituțional al procurorilor, al șefilor de parchete, și aducerea acestui fapt sub umbrela guvernării, guvernare care este politică. Indiferent că acum vorbim de PSD, de o altă guvernare care va urma, guvernarea va fi politică, pentru că nu cred că ne vom mai întâlni cu o guvernare tehnocrată pe timp scurt și mediu. Prin numirea conducerii parchetelor, prin numirea conducerii inspecției judiciare de către un ministru care este partea unui guvern politic, vom asista așadar la numiri politice, ceea ce va duce automat, nu doar la suspiciuni, dar eu sunt convins și la acte determinate politic în acest act de justiție. Drept pentru care noi susținem și am spus-o, o spunem și o vom spune, că acest pachet al legilor justiției trebuie retras, trebuie reevaluat, trebuie revăzut, trebuie venit într-adevăr cu propuneri corecte, concrete, în accepțiunea forurilor internaționale, subsecvent justiției europene, astfel încât să avem de-a face cu o justiție echilibrată, dreaptă și echidistantă. Acestea sunt doar câteva lucruri pe care am dorit să vi le spun din actuala guvernare, pe care cred că le cunoașteți, dar ele fiind așa disparat aplicate, probabil nu a existat o imagine generală a dezastrului guvernării PSD, ca să nu mai amintim despre problemele pe sănătate, pentru că guvernul a venit și a promis un spital național care se va construi undeva în jurul capitalei, cu circa 2500 de paturi, cu circa 3000 de medici, între jur de 10.000 de asistenți medicali, o poveste frumoasă care a rămas doar o poveste. Vorbim de cele 8 spitale regionale. Într-un raport de asemănare cu Spitalul Național, cu circa 1000 de paturi fiecare, cu
medici asistente, dotări, care de asemenea au rămas la nivelul unei povești, o poveste începută și terminată cu final nefericit. Criza medicamentelor pentru bolnavi cronici, pentru cei care suferă de această boală necruțătoare, cancerul, problemele la copii cu rujeola, o problemă care a fost eradicată în spațiul european. Dar iată, în România s-a întors. S-a întors și avem o mortalitate infantilă crescută. Sperăm să nu se întoarcă și alte boli, cum ar fi holera, că ciuma, iată, că pare că s-a întors și ea. Prin urmare, problema vaccinurilor este o problemă care trebuie luată foarte serios și analizată. Am văzut că atunci când lucrurile nu merg, ele sunt duse de la o instituție la alta, așa cum s-a întâmplat și cu Institutul Cantacuzino, acolo unde se produceau vaccinuri, a fost luat de la Ministerul Sănătății, dus la Ministerul Educației, luat înapoi la Ministerul Educației, pentru că ar fi făcut parte din componenta de cercetare, dus înapoi la Ministerul Sănătății, acum se presupune, se dorește a se lua de la Ministerul Sănătății, a fi dus la Ministerul Apărării, pentru că e o problemă de siguranță națională. Sigur, lucrurile pot fi analizate. Nu suntem cănuță om sucit, dar vedem că lucrurile sunt atât de tare învârtite până când România amețesc și ele nu produc niciun act benefic pentru România și pentru români. Ce face PNL în acest timp? Și trecem la al doilea capitol. PNL a atacat la Curtea Constituțională legea de modificare a legii referendumului, modificarea PSD-ului de scoatere din joc a președintelui și Parlamentului în procedură de convocare. Iată că această sesizare pe care am făcut-o la Curtea Constituțională a fost îndreptățită, ea a fost declarată neconstituțională și se întoarce la vechea procedură, așa cum este normal și firesc, într-un stat în care președinția are un cuvânt de spus, reprezentând, dacă vreți, un nivel superior și asigurând o neimplicare politică. Într-o emisiune pe care am avut-o la un post național, am și spus acolo că putem sesiza cu toții și cred că nimeni nu poate contesta acest fapt, că președintele Klaus Iohannis, de departe, față de toți președinții pe care i-au avut România, s-a ținut cât mai distant de politică și a încercat să vină cu lucruri concrete, cu îndeplinindu-și atribuțiile pe care le are în fișa postului. Aici, dacă vreți, măcar vorbim despre politica externă, une a înregistrat succese remarcabile, atât la vizitele pe care le-a făcut în Statele Unite, pe care le-a făcut în Germania, în Franța, la vizitele pe care le-a primit în Franța a președintelui Franței, a președintei din Croația, a premierului Bulgariei, lucruri care se întâmplă și care creează, dacă vreți, o determinare suplimentară ce induce o credibilitate externă a României. Dar acest lucru ar trebui să fie dublat de un efort intern al guvernării, care parcă în ciudă caută să bulverseze întreaga societate românească. La Camera Deputaților s-a dezbătut moțiunea inițiată de PNL împotriva ministrului transporturilor Cuc. Acuzăm PSD de blocarea tuturor programelor de infrastructură mare. Nu a trecut această moțiune, dar a adunat 104 voturi, adică cu 40 de voturi peste numărul deputaților PNL pe care îi avem în Camera Deputaților. Am atras un semnal de atenție cu privire la Tarom, ceea ce se întâmplă acolo, o societate care ar putea să fie profitabilă, dar care prin politizare, și ați văzut acolo sute mii de angajați care vin și grefează bugetul acestei societăți prin un număr ridicat de angajați care nu se justifică, pentru că acolo lucrează și finele și prietenii și prietenele și rudele și amantelor reprezentanților din guvern, oameni care își susțin pupilele, care își susțin prietenii, negândindu-se la binele acestei societăți, ci doar la un bine de moment a unor persoane pe baza unor interese de grup. De asemenea, toți senatorii PNL au votat la vedere cererea de urmărire penală a ministrului Viorel Ilie, tocmai pentru a-i se da posibilitatea de a se apăra, pentru a veni cu dovezi concrete și pentru a scăpa de această suspiciune, de această umbră care a fost aruncată asupra domniei sale. PSD și ALDE au făcut scut,
Așadar, cererea nu a fost aprobată. Dacă ne aducem aminte, în 2014 sau 2015, cred că la începutul anului 2015, și găsiți în mod sigur, președintele PSD, Liviu Dragnea, spunea clar că va fi deschis oricărei cereri de urmărire penală pentru ca lucrurile să fie cât mai clare. Astăzi vedem un alt discurs întors total față de cel de atunci și asistăm la astfel de măsuri care în mod direct va crea o măcar suspiciune și o neîncredere în guvernul actual. Ne gândim că mai avem încă doi miniștri cu suspiciuni majore și ne gândim la ministra Rovana Plumb de la fonduri europene, care ar trebui tocmai să fie pregătită pentru a conduce discuții la nivelul Comisiei Europene, la comisarii europeni, pentru atragerea de fonduri, creionarea unor măsuri de creșterea mecanismelor de atragere a fondurilor europene. Știm cât de greu au fost autorizate amposturile și cât a durat pentru ca acest lucru să se întâmple. Cu toate acestea, fondurile sunt blocate. Ne povestea domnul președinte al Partidului Național Liberal, domnul Ludovic Orban, într-o vizită la Bruxelles, a avut o întrevedere cu comisarul european Corina Crețu și a întrebat-o dacă sunt probleme la Comisia Europeană vis-a-vis de România. Și aceasta a spus clar nu, toate problemele sunt la nivelul României. România nu și-a făcut temele. Iată că un membru PSD, totuși, la fel ca și Teodorovici, vin și spun anumite lucruri când realitatea este evidentă și când nu poți minți omul în față, așa cum au deprinderi majoritatea membrilor guvernului PSD. PNL a reușit să determine un alt punct, majoritatea parlamentară să voteze împotriva proiectului de reducere de la 20% la 10% a pragului de folosire a limbii materne a minorităților în administrație și abordarea steagurilor minorităților. Vă aduceți aminte, a fost o întreagă tevatură legată de șantajul UDMR la PSD, tocmai pentru a-i susține în Parlament petrecerea legilor și a asigura o majoritate confortabilă cu unele măsuri cu care Partidul Național Liberal nu a fost absolut de acord. Dincolo de anumite afirmații că anul centenarului 2018 înseamnă un an de doliu pentru minoritatea maghiară, dincolo de abordarea cu voie sau fără voie a steagului secuiesc, iată s-a venit cu o presiune majoră în reducerea pragului utilizării limbii minorităților în administrație. Vă dați seama ce ar fi însemnat acest lucru? Căutarea unor angajați care cunosc limba minorităților sau trimiterea la cursuri a altora, când în România limba oficială este limba română. Nici când, nici unde nu există o astfel de măsură, iar eu cred, și nu numai că eu cred, dar și celelalte minorități în comisia, în întâlnirea tripartită pe care am avut-o la Parlament, Comisia de Administrație Publică Locală, Comisia pe Justiție și Comisia pe Drepturile Omului, minoritățile și-au exprimat foarte clar punctul de vedere, minoritățile altele decât cea maghiară, și-a exprimat un punct de vedere foarte concret că sunt mulțumiți de drepturile pe care le au în România. Numai ei nu sunt mulțumiți. Cu toate că mereu, au avut niște drepturi care de multe ori le-au depășit pe cele ale majorității. Cu toate acestea, au spus foarte clar că își doresc acest lucru. Militantismul deputaților și senatorilor noștri, determinarea pe care am avut-o în aceste comisii, sprijinul pe care le-am avut consistent de la mass media, a făcut ca majoritatea parlamentară care susține actul guvernamental să dea înapoi și această măsură să fie respinsă. Sigur, vom vedea o supărare majoră și probabil va fi și constatată în perioada următoare în susținerea guvernului în Parlament de către UDMR. PNL a atacat de asemenea indolența și superficialitatea guvernanților de a aborda activități și a rezerva, aloca fonduri pentru anul centenarului. După cum știți, de la începutul anului a existat mereu o presiune pe care PNL a făcut-o asupra guvernului cu privire la pregătirea anului centenar. Un an important de referință care trebuie să marcheze determinarea
unui naționalism de bună calitate, a patriotismului pe care înaintașii noștri l-au arătat acum 100 de ani. Ne bucurăm, noi liberali, tot într-un guvern liberal condus de Brăteanu, care a susținut și a înfăptuit acest act național și pe care PSD-ul îl trecea cumva în tăcere. Această presiune susținută a făcut ca până la urmă să se creioneze un program de activități și chiar să se aloce sume de bani importante pentru activitățile de la Alba Iulia și din țară cu privire la anul centenar. De asemenea, la Senat a fost inițiată de către PNL moțiunea împotriva ministrului Genunche, așa cum spuneam, pe toate subiectele care le-am trecut în revistă mai devreme. Această moțiune nu a trecut, dar a venit încă o dată să pună oprobiul, dacă vreți, și politicului din opoziție, dar și a cetățenilor de bună credință din România, asupra unui act guvernamental la un minister de importanță strategică națională cu desfășurarea unor activități nu submediocre, de cea mai proastă calitate. Păcat de profesorii noștri, de personalul didactic, auxiliar și nedidactic, de părinți, de copii care își dau mâna și încearcă. Și dacă învățământul merge mai departe, merge datorită inerției și datorită calității celor din personalul didactic, didactic, auxiliar și nedidactic, a implicării părinților și a copiilor, sigur, pentru că performanțele noastre nu întârzie să apară și la nivel național, și la nivel european, și la nivel internațional. Dar aici, guvernul, ministerul, ar fi trebuit să se implice și ar fi trebuit să devină un factor de sprijin și nu de cum un factor perturbator al actului didactic. De asemenea, ați putut urmări sesizările, atacurile pe care le-am făcut la introducerea taxei pe gospodărie, taxe de solidaritate, impozit pe cifra de afaceri și a reușit, măcar pe aceste acțiuni, să-i facă pe guvernanții irresponsabili, PNL-ALDE, care bulversează economia națională și țara, să dea înapoi. Premierul Tudose, într-un limbaj pitoresc, spunând, uitați de aceste măsuri. Adică, aceste măsuri nu vor mai fi puse în practică. Poate acțiunile Partidului Național Liberal nu se văd foarte bine, pentru că există și un blocaj mass media. Activități susținute și importante au fost trecute în tăcere. Vizita președintelui Ludovic Orban în Republica Moldova, întâlnirea cu forțele democratice de acolo, susținerea unui program de dezvoltare comun, susținerea Republicii Moldova a fost tăcut în tăcere. Iar, în schimb, nu e în tăcere metodele pe care cei de acolo le folosesc de subordonarea justiției prin clanul condus de Pohotniuc, parcă se numește cel de acolo, care la fel a numit procurorii, s-a implicat în justiție și iată, urmând metoda fraților stângiști din Moldova și fraților din România de la justiție, încearcă să pună în aplicare acest plan de care ne dezicem și acolo unde mereu am avut un punct de vedere foarte susținut, foarte concret, cu un prim rezultat pozitiv de a da înapoi la ordonanța 13. Și sperăm și aici să reușim acest lucru, deși există o determinare puternică pentru ca acest pachet de legi să vină în Parlament și prin majoritate pe care au să și treacă imediat. Sigur că am spus, poate multe din aceste lucruri nu se văd, dar încercăm prin rețelele de socializare, acolo unde ne este permisă exprimarea în spațiu public, să fim mereu prezenți și să aducem în fața opiniei publice aceste lucruri și arăta că PNL într-adevăr face o opoziție concretă, o opoziție viguroasă, o opoziție foarte concretă, foarte consistentă la obiect, pe probleme pe care PSD-ul caută să le implementeze, aflându-se în propria criză. PSD-ul se află într-o lipsă de lichidități, într-o lipsă de fonduri, investiții zero, avem cel mai slab an din punct de vedere investițiilor publice. Uitați-vă dumneavoastră ce lucrări se fac
în unități școlare, în afară de ceea ce fac administrațiile publice locale, în spitale, în rețelele de drumuri, autostrăzi, căi ferate, nu avem investiții. Mediul de afaceri gâfâie. În schimb, controlele care vin îl sufocă, tocmai ca acest mediu de afaceri să producă cât mai mulți bani la bugetul de stat și a putea să ducă mai departe această guvernare deșanțată. Mai mult decât atât, au venit și au decapitalizat societățile, regiile de stat. Au luat profitul și l-au dus în bugetul de stat pentru a-și finanța măsurile lor populiste. Ați văzut probabil că o parte din conducerile acestor societăți au anunțat că vor intra într-o perioadă măcar dificilă și au spus-o elegant, aflându-se sub tutela guvernării PSD-ALDE. Pentru că decapitalizându-i, punându-le profitul, nu mai au cum să-și facă programul de investiții, programul de modernizare, nu mai pot să-și creeze o platformă de dezvoltare predictibilă în perioada următoare. Sunt lucruri care nu sunt greu de perceput, nu sunt greu de înțeles. În schimb, sunt foarte ușor de pus în practică și distrus acolo unde există incompetență și rea credință. Ce își propune PNL să facă în perioada imediat următoare, în capitolul 3? Acțiuni privind informarea, conștientizarea și descurajarea măsurilor economice proaste prin strângere de semnături în vederea neimplementării splitei AVA-ului și a transferului plății contribuțiilor de la angajat la angajator. Așa cum vă spuneam, nici reprezentanți din cercul puterii nu sunt de acord cu aceste măsuri. Mai mult decât atât, am inițiat un material, probabil săptămâna viitoare. Vreau să vă spun că în ultima perioadă am avut întâlniri cu mediul de afaceri și aici la Roman și la Piatra Neamț, la o adunare organizată de Camera de Comerț, tocmai pe tema split TVA-ului și a transferului plății contribuțiilor. N-ați vrea să știți acolo pulsul și exprimarea cu multă obidă, cu multă tristețe, sub apăsare a reprezentanțului mediu de afaceri vis-a-vis de aceste măsuri. De pentru care Partidul Național Liberal inițiază la nivel național, noi ne vom ocupa și aici la Roman și în județ, de strângere de semnături de la mediul de afaceri împotriva susținerii acestor măsuri care efectiv vor produce, dacă vreți, dezechilibre majore, dar în același timp vor produce și o viață grea mediului economic din România. Monitorizarea în continuare a acțiunilor iresponsabile ale guvernului pe principalele domenii de activitate: învățământ, sănătate, justiție, transporturi, economie, armată. Ne propunem să sancționăm în permanență derapajele și să venim cu propuneri concrete, pregătind astfel un program de guvernare viabil, predictibil de dezvoltare al țării. Noi credem că primul program de guvernare cu care PSD a venit și cu care a câștigat alegerile a fost populist, irealizabil, nesustenabil și s-a dovedit acest lucru. Acolo unde este economia României astăzi și ferească Dumnezeu de unde va ajunge în 2018 sub acești guvernanți. Apoi au venit în 2017 prin schimbarea guvernului cu un alt program de guvernare care nu a avut votul românilor și vine cu măsuri de care românii n-au știut și de care majoritatea cetățenilor de bună credință se dezic. Ne propunem să venim cu proiecte legislative. Câteva dintre ele, v-aș aminti, propunerea de creștere a cotei ce devine primăriilor și consiliilor județene la 80% din redevențele pe concesiuni, ce va duce la o independență financiară a OAT-urilor. Ne referim la concesiunile pe servicii, pe bunuri, redevențele care se plătesc pentru acestea și care major se varsă către bugetul de stat. Ei, nu! Noi ne dorim ca 80% din aceste redevențe să rămână la nivel local. Pentru că nivelul local este cel care se ocupă de întreținerea drumurilor, de întreținerea clădirilor care fac obiectul acestor concesiuni, a unor locații de interes economic
Și atunci este firesc că cei care gestionează, care au în administrare, să aibă și partea importantă din redevență pentru a putea susține investiții și a putea dezvolta. Mai mult decât atât, susținem și creșterea cotei din impozitul pe venit care să rămână la nivelul administrațiilor locale. Pentru că astfel noi ne dorim o dezvoltare armonioasă la nivel regional și local a țării, bazată pe principii corecte și concrete ale autonomiei administrației publice locale, prin decizii care prin dezbatere publică să se le ia la nivel local, prin autodeterminare și autogestionare a problemelor locale și regionale, pentru ca unitățile administrative locale să devină motoare de dezvoltare și să nu devină doar mâini întinse pe la guvern, pe la Ministerul Dezvoltării, pe la Ministerul Economiei, pe la Ministerul Mediului, așteptând bani care să li se dea cu țârâita, cu subjugare politică, ci să putem merge în continuare în dezvoltare cu demnitate, cu onoare, așa cum spuneam, în accepțiunea cetățenilor prin dezbatere publică și pe fonduri care să se creioneze în ceea ce înseamnă componenta cheltuielilor de dezvoltare la nivelul unităților administrativ locale. Ne propunem de asemenea ca 20% din impozitul pe profit, o altă propunere a Partidului Național Liberal, bine primită în dezbaterile pe care le-am avut cu mediul de afaceri, 20% din impozitul pe profit să rămână la dispoziția patronilor pentru a putea acorda prime bonificații angajaților performanți, competenți, astfel să poți încuraja și stimula munca competentă. Deci 20% din impozitul pe profit rămâne la dispoziția firmelor cu dedicație specială. Nu să facă ce vor cu ea, ci să creeze bonificații, prime, salarii de merit către acei angajați care dovedesc dăruire, implicare, competență, abilități, conform fișei postului. În România, de la an la an, parcă munca a devenit o rușine. Adică cei care muncesc sunt fraieri, iar cei care combină și dau câte un tun sunt șmecheri, în sensul de băieți deștepți. Credem că și la nivel educațional, dar și prin măsuri economice concrete, să creăm o schimbare de paradigmă. Să venim și să încurajăm pe cei care, în termeni populari, pun osul la treabă, iar pe cei care să cred șmecheri, să rămână doar cu șmecheria. O altă propunere care se leagă de aceasta, mergând spre încurajarea muncii, și care sunt, aceste propunerile noastre deja sunt în proiecte concrete. Deja sunt finalizate și vor fi depuse în perioada imediat următoare în Parlament. Propunem retragerea indemnizației ajutorului social pentru cei care refuză un loc de muncă. Dacă ești beneficiar a ajutorului social și primești din partea JOFM-ului, din partea OAT-urilor, din partea societăților comerciale, a instituțiilor, o ofertă pentru un loc de muncă și tu o refuzi, în mod automat să pierzi dreptul de a mai primi această indemnizație. Discutam cu primari din mediul rural și îmi spuneau, chiar acum, în această perioadă a toamnei, când este o nevoie de muncă mai mult decât în restul timpului pentru a aduna recolta, a aduna struguri, a strânge porumbul, a scoate cartofii, foarte greu găsești la țară pe cineva care să vină să ajute contra unei plăți corecte. Sunt beneficiari ajutorului social, așteaptă banii, banii se mai adună cu alocația de la copii și duc o viață așa, nici prea bună, nici prea rea, dar încurajând, așa cum vă spuneam, nemunca. Trebuie să înțelegem că dezvoltarea și prosperitatea nu se poate face decât prin implicare, prin muncă. Iar această atitudine poate fi determinată și prin astfel de măsuri. Îi înțelegem pe toți cei care, datorită unor motive reale, nu pot să muncească. Ei trebuie să fie de beneficiari a unui ajutor din partea statului. Dar cei, ca să fie foarte clar, să nu existe dubii,
care pot munci și care primesc oferta unui loc de muncă și refuză, automat să piardă dreptul la acest ajutor. De asemenea, avem o propunere, consider eu, deosebit de bună, inovatoare. O propunere legislativă privind debirocratizarea. La ce se referă? Concret, cetățeanul care se adresează unei instituții publice pentru obținerea unui act, a unui document, să fie susținut de acea instituție pentru obținerea altor documente de la alte instituții publice intrainstituțional. Adică nu să le ia pe om să-i zică, păi da, matalis trebuie aici, îți mai trebuie un act de la starea civilă, te duci alei de la starea civilă, cazier de la poliție, certificat fiscal nu știu de unde, le aduci la noi. Nu. Pentru documentul pe care un cetățean îl solicită de la o instituție publică, acea instituție publică să facă demersurile intrainstituțional pentru a obține toate documentele de care are nevoie în vederea eliberării documentului pe care l-a cerut cetățeanul. Considerăm că e o acțiune foarte bună, o vom susține și va contribui semnificativ la debirocratizarea din ceea ce înseamnă instituții publice, stat în esență. De asemenea, dorim flexibilizarea procesului de achiziții publice. Vom veni și aici cu propuneri concrete, pentru că asistăm la licitații care sunt contestate, paracontestate, se lungește în timp, proiectul tehnic sau studiul de fezabilitate iese din termenul de valabilitate, trebuie refăcut, alți bani cheltuiți, după aceea alte avize, timp pierdut, dezvoltare încetinită, dus în procese. Toate lucrurile acestea trebuie gândite într-o structură mult mai bine structurată în sprijinul acestor achiziții publice. Mai mult decât atât, vin unii la achiziții cu prețuri de dumping, cu prețuri care nu sunt justificate economic prin ceea ce înseamnă valoarea forței de muncă, plata resursei umane, plata la materiale, justificând materiale existente în stoc și așa mai departe. Lucrurile acestea trebuie să fie mult mai transparente și să se desfășoare cu o fluență mult mai bună pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă. Sunt câteva din lucrurile pe care le-am trecut în revistă. Și voi trece la ultimul lucru, acțiuni pentru romani. În continuare, dincolo de activitatea pe care o desfășurăm la nivel național, încercând, dacă vreți, să susținem puncte de vedere și ale romașcanilor, am făcut mai multe interpelări, am făcut mai multe întrebări adresate miniștrilor pe probleme din roman și ale unor cetățeni din roman. Sigur, majoritatea miniștrilor sunt ocupați cu problemele guvernării țării, pe care o duc cu pași repezi către un dezastru economic și către o perturbare a vieții sociale. Asistăm la tot felul de explicații la tablă și la flip chart, cum vor fi pensiile și cum vor fi salariile. Și spunea, legea pensiilor deja e pregătită, numai că ministrul finanțelor spune, nu știm ce impact bugetar are, nu știm ce vom putea face cu această lege. Deci avem o colaborare intraministerială de nu se poate. Nu știe stânga ce face dreapta, pregătesc fiecare legi, nu le corelează, nu studiază impactul economic, nu studiază impactul social, nu verifică resursele bugetare, nu văd dinamica din economie, nu se uită către lichidități, nu privesc la robor, nu privesc la dobânzi, nu privesc la creșterea riscului de țară, la ceea ce înseamnă creșterea dobânzilor în extern pentru împrumuturile pe care le face guvernul total injustificabil. Împrumută guvernul bani pentru bani ca peste bani să-și țină promisiunile, salariile și pensiile la un nivel la care nu știu cât le vom mai putea ține, vin cu măsuri, pentru că își dau seama că nu pot să țin acest lucru, cu noi impozite, cu taxe, cu accize, măresc prețurile în serie, iată, avem creștere acum la prețuri, 6% la gaz, 5% la energie electrică, creșterea prețului la combustibil,
domnul Vosgan ia numără ouăle de pe la țăran și spun că fac evaziune fiscală cu 0,5 bani. Deci trăim într-o nebunie totală, trăim într-o guvernare bulversată, guvernată de principiul mișcării browniene, care nu știu cât va mai ține, drept pentru care Partidul Național Liberal, ca principalul partid de opoziție, trebuie să se pregătească foarte rapid pentru a pregăti un program de guvernare, pentru a putea lua țara din mâna acestor impostori și a încerca să ducă România pe un drum al dezvoltării. Proiectele mari de infrastructură din domeniul transporturilor, din domeniul sănătății, din domeniul învățământului sunt superbe, sunt excepționale, dar le lipsesc cu desăvârșire, nu avem parte decât de promisiuni, iată, vine sfârșitul de an cu lipsă de bani, se anunță rectificare pozitivă, dar se face negativă, ei spun că a fost pozitivă. Eu, ca profesor de matematică, știu că cei cu semnul minus se cheamă negativ și cei cu semnul plus se cheamă pozitiv, dar la ei nu e o problemă să mintă, să spună că minusul înseamnă plus. Și am asistat de la principalele ministere strategice, luarea de fonduri, ceea ce înseamnă oprirea și investițiilor existente, nu mai vorbim de cele noi, lucrurile sunt într-o devâlmășie totală și încă o dată atragem atenția că nu se mai poate continua așa. Pentru Roman avem câteva probleme chiar pe agenda curentă, sunt într-un studiu și într-o analiză pentru care nu pot să vă intru astăzi în amănunt, dar vă spun că studiez foarte atent și discut pentru ca măcar câteva lucruri cu privire la apa de la Roma să se întâmple. Și mă gândesc la o apă de mai bună calitate, la un preț mai bun, adică scăderea prețului la apă, o apă de mai bună calitate ca cea existentă în prezent, proiecte de modernizare a rețelelor de apă și canal și transformarea orașului Roman într-un centru, într-un pol de gestionare a problemei apei pe zona Roman Metropolitan, dar și a altor unități administrativ-teritoriale din județele învecinate. Suntem așadar în discuții, în analize, sperăm ca într-o lună, două să avem un răspuns concret. Este pe agenda mea acest lucru, este un proiect personal la care lucrez, pe care îl voi împărtăși în perioada imediat următoare și primarului și consilierilor locali. Vom face și câteva vizite de lucru împreună cu ei pentru a căuta o soluție cât mai bună. Până la urmă, ca factori implicați în administrația publică locală sau în cea centrală, tot ceea ce facem noi trebuie să aibă un scop unic. O creștere a nivelului de trai mai bine pentru fiecare cetățean în parte. Neamțul, Moldova este o prioritate a mea, dar fără doar și poate că Romanul și Roman Metropolitan sunt zonele de care mă ocup cu predilecție și voi încerca să fac tot ce pot să fie mai bine. Un al doilea lucru este cu amplasarea acelui grup de la intrarea în oraș. Mi-am dorit mereu să existe o pecete și materială, nu numai spirituală, cu privire la această dinastie mușatină care și-a pus amprenta asupra acestor locuri. Așa cum am construit poarta sud de intrare în oraș, cu Ștefan cel Mare, care vechează la intrare. În centrul orașului se află, pus de înaintașii mei, statuia lui Roman Vodă Mușat, cel care a ctitorit această locație, această comunitate, care s-a dezvoltat în timp, și mi-am dorit foarte mult la partea de nord a orașului să construiesc un program de asemenea al meu, poarta nord de intrare în oraș, unde să se afle statuia lui Alexandru cel Bun, domnitorul Moldovei, cel care a susținut modernizarea Bisericii Ortodoxe Române, ortodoxismul care este practic pe același palier cu românismul, au pornit odată, poporul român a devenit în esență român odată cu a devenit și creștin și a înființat Mitropolia Moldovei de jos, a țării de jos, aici la Roman. Aici a avut loc și încheierea tratatului cu polonezii, deci lucruri importante care s-au întâmplat
cei trei voievozi mușatini, așadar, prin activitățile, prin acțiunea și atenția lor, și-au pus o amprentă importantă. Iar această comunitate vine cu o tradiție mușatină pe care vreau să o las și eu urmașilor noștri. Iar faptul că există o anumite piedici cu amplasarea acestei statui în poarta nord, în sensul giratoriu, va avea și din partea mea o contrapoziție prin care să încerc să conving factorii de resort că acest lucru trebuie să se întâmple. Motivația nu este suficientă pentru că statuia ar fi cu spatele la o parte a drumului. Statuia trebuie să fie cu fața către cei care vin în oraș să-i primească, iar na, ce să facem? Are o față și un spate. Așa are și statuia lui Ștefan cel Mare din fața Palatului Unirii, care stă nu numai cu spatele lui Ștefan, dar și cu fundul calului către Palatul Culturii. Acum nu știu ce ar trebui să facem, să întoarcem statuia invers sau să dărâmăm palatul. Deci lucrurile cred că trebuie văzute mult mai atent, mult mai cu responsabilitate și ele să fie făcute astfel încât să aducă aminte celor care vor veni despre trăinicia unor fapte, a unor evenimente, despre spiritul unor oameni care și-au lăsat amprenta asupra acestor comunități. De asemenea, avem în vedere și unele investiții în domeniul public pe care le susținem. Creăm, dacă vreți, o determinare astfel încât să se înțeleagă necesitatea finanțării unor obiective importante din municipiul Roman. Deja am reușit să creez niște puncte de contact. Încerc în perioada următoare să creez, dacă vreți, și un transfer de informații pentru a determina ca aceste lucruri să se și întâmple. Vreau să vă spun că am o colaborare foarte bună cu primarul municipiului Roman, cu care mereu ne auzim, ne sfătuim. Acolo, de câte ori îmi cere sfatul, îl are, de câte ori îmi cere sprijinul, îl are. Din experiența mea îi dau cât pot. Sigur, trebuie să mă ocup și de problemele care intră acum în fișa postului la un alt nivel, dar sunt aproape de tot ceea ce înseamnă roman, romașcani, de tot ce înseamnă neamț și Moldova și voi încerca atât cât pot și cât mă pricep și din interiorul Parlamentului și din interiorul Partidului Național Liberal, evident din interiorul comunității romașcane să fac mai mult, cât mai mult posibil pentru roman, pentru romașcani, pentru moldoveni și orice măsură bună făcută pentru țară în general să aibă și aportul și susținerea mea, astfel încât să fim cu adevărat utili în poziția în care suntem și nu doar niște navetiști către București și înapoi. Acestea ar fi în mare informațiile pe care am dorit să vi le transmit. Dacă aveți informații, întrebări, vă stau la dispoziție. Prin vicepreședinte. Vă răspund la toate. Nu este o răceală vis-a-vis și de senatorul Țapu, așa cum ați spus. Există o foarte bună conlucrare cu primarul municipiului Roman, cu primarul municipiului Piatra Neamț, cu senatorul Țapu, cu mai mulți primari. Avem o colaborare și cu deputatul Cosmanciuc. Am lipsit, justificat și am anunțat de la Durău, pentru că erau zilele Colegiului Național Roman Vodă și mai multe acțiuni care au fost și la Biblioteca Municipală și am considerat, și știți acest lucru încă de când eram primar, că poziția pe care o dețin din punct de vedere administrativ, din punctul meu de vedere, primează celei politice și nu puteam să nu fiu la o sărbătoare atât de mare a Colegiului Național Roman Vodă în care am învățat, în care copiii mei au învățat, în care soția mea este profesor, în care eu sunt profesor, să nu fiu prezent acolo, fiind rugat de conducerea unității, fiind rugat de mai mulți prieteni care veneau din țară, să ne și întâlnim cu această ocazie, inclusiv de frații Dimitriu, și am onorat, am considerat mai important acest lucru. Nu este vorba de o răceală, sunt unele discuții întotdeauna ca și într-o familie, unele sunt susținute, altele mai puțin susținute, uneori suntem pe același palier de
decizie pentru anumite lucruri. Uneori vedem lucrurile altfel, mi se pare corect într-o democrație, mi se pare corect și în interiorul unui partid. Ne întâlnim la Parlament, de vorbă este departe de a fi între noi o luptă sau un duel, dar sigur că sunt lucruri care se așează în timp funcție de anumite decizii. Dar toate acțiunile politice și la nivel național și la nivel județean, unde trebuie să fiu prezent și la nivel local, sunt prezent, nu e niciun fel de problemă. Acolo a fost clar și am și spus domnului deputat Cosmaciu, care e președintele filialei, că nu voi putea fi prezent, pentru că am această activitate aici, noi având, dacă vreți, și o colaborare politică la nivel județean, unde dânsul este președinte la nivel de filială, dar și la nivel național, unde eu sunt vicepreședinte național, deci pe alt palier al Partidului Național Liberal. Legat de întrebarea cu privire la funcție, conform statutului, Partidul Național Liberal nu ai voie să deții decât maxim două funcții. Și atunci eu, deținând funcția de vicepreședinte la nivel național, am considerat pentru mine că e mai important să păstrez funcția de președinte a organizației romane. A fost decizia mea în urma discuțiilor pe care le-am luat cu membrii organizației Roman și care m-au rugat deocamdată să rămân președintele organizației municipale Roman a PNL și vicepreședinte național. Noi am avut o discuție la nivel național pe care am purtat-o împreună cu senatorul Eugen Țapu, cu președintele Partidului Ludovic Orban, cu președintele din Camera Deputaților de la PMP, cu domnul Tomac, încercând să stabilim o altă majoritate la nivelul Consiliului Municipal Piatra Neamț, care efectiv era blocat datorită deciziilor politice și unde nu se putea face nimic. În discuție pe care le-am avut cu camaradul și prietenul meu, primarul Dragoș Chitic, am decis să-l sprijin în această acțiune și am purtat discuții la nivel național. Am reușit să facem această colaborare și a schimbat majoritatea la nivelul Consiliului Municipal Piatra Neamț, lucrurile începând, iată, să se miște. Deja sunt măsuri care s-au luat, decizii importante care arată că lucrurile se mișcă la municipiul Piatra Neamț. Acest lucru a determinat o supărare a PSD-ului din Consiliul Județean și, prin urmare, ceea ce a condus la această atitudine față de vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Laurențiu Dulama. Noi, sigur că, având în momentul de față un parteneriat de colaborare, vom susține menținerea domnului Dulama în această funcție, fiind o decizie luată la nivel național. La această decizie, așa cum vă spuneam, am participat atât eu, cât și domnul președinte Ludovic Orban, senatorul Eugen Țapu, domnul Tomac, cu care, luându-ne, dacă vreți, fiecare partea noastră de a susține această nouă colaborare și de a sprijini, pentru că lucrurile efectiv nu funcționau. Asta nu înseamnă acum că dacă s-a schimbat o anumită atitudine, trebuie să lovim cu ciocanul în cer. Nu mi se pare corectă nici această măsură. Știți că s-a mai întâmplat în județul Neamț o astfel de măsură care a victimizat foarte mult faptul că iei mașina. Sunt niște prerogative pe care le are vicepreședintele tocmai pentru a-și desfășura activitățile pe care le are în sarcină. Prin urmare, dânsul este prejudiciat de a-și putea desfășura activitatea. Nu ni se pare corect că i s-a luat biroul, că i s-a luat secretara, că i s-a luat pe... Asta e un fel de joacă pe malul mării. M-am supărat pe tine, ți-au căldorușa și lopățica și nu ți le mai dau să te joci tu cu nisip. Nu cred că e corect și nu are o atitudine foarte responsabilă. Dincolo de acest lucru, așa cum am spus, noi vom susține și nu vom achesa la un proiect de schimbare a
vicepreședintelui Dulama, și cred că acest lucru nu se va întâmpla într-un timp foarte scurt. Asta e punctul meu de vedere. Dacă mai sunt alte întrebări? Procentul variază între 20 și 40%, nu știu exact cu la ultima cifră, dar noi am vrea să dublăm acest procent. Pentru că, practic, primăriile sunt cele care răspund de bunul concesionat. Nu vine guvernul să repare un drum sau un forestier pe care se transportă lemn. Știți ce probleme sunt? Și vă dau un singur exemplu, în comunele în care există exploatații forestiere și drumurile se fac praf. Banii ia tot guvernul, dar drumurile nu vin, tot în sarcina comunității locale rămâne. De mâine. De mâine. Aveți un target, ceva? Noi ne-am propus să conștientizăm către mediul de afaceri acest lucru, dar vă spun, din ultimele întâlniri care le-am avut și la Roma și la Piatra, îs foc și sperăm să adunăm cât mai multe semnături, tocmai pentru a arăta că există o rezistență majoră la această măsură creată ad hoc, tocmai pentru că și-au dat seama că economia nu funcționează. Din toată țara le vom aduna și vom merge cu el către guvern. Este o măsură importantă să arăți că o măsură pe care vrei să o implementezi nu are susținere populară. Dată de mediu de afaceri. Da, dată de mediu de afaceri. PNL a făcut și deja s-a implicat vis-a-vis de ordonanța 13 atunci când a fost alături de acele adunări în stradă de sute de mii de oameni care au ieșit. Acum, prin faptul că am sesizat și în Parlament și în mass media și forurile internaționale asupra acestui derapaj major care va conduce către politizarea justiției, acest lucru nu se întâmplă nicăieri în Europa, doar în Republica Moldova, acolo unde Plotniuc a venit cu aceste măsuri și deja a subjugat justiția. Vorbim de separarea puterilor în stat, vorbim de puterea judecătorească, care trebuie să fie independentă și să-și facă treaba corect. Nu susținem acele derapaje care s-au întâmplat în justiție, nu suntem ochelari de cal și mergem înainte. Deci, ca în fiecare domeniu de activitate, acolo unde există derapaje, ele trebuie sancționate. Dar acest lucru nu înseamnă că justiția trebuie subordonată politic. Pentru că în momentul în care deciziile vor fi luate de ministrul justiției, care e partea unui guvern politic, automat deciziile care vor fi luate vor avea în spate decizia politică. În mod automat, și în inspecția judiciară, și în numirea procurorilor șefi, a parchetelor, va fi, vrem nu vrem, o decizie politică, ceea ce va însemna măcar un nivel major de suspiciune și anumite acte în justiție care se vor întâmpla vor avea mereu semnul întrebării. Dacă așa, sub o independență, sub o decizie a președintelui care asigură deasupra politicului o decizie independentă, noi venim efectiv și punem politicul, atunci cu atât mai mult nu va slăbi foarte mult încrederea în justiție. Și ați văzut că și de ambasade și de forurile europene și Comisia Europeană a atras atenția acestui lucru și noi vom susține mai departe ca aceste legi. Noi nu spunem că nu trebuie să existe o modernizare a justiției și a nu veni cu corelarea cu ceea ce înseamnă legi europene, puncte de vedere a Comisiei de la Veneția și așa mai departe. Dar toate aceste lucruri trebuie să se facă într-un mod corect, transparent, în sprijinirea justiției independente și nu în subjugarea ei politică. La un moment dat discuția, dacă vă aduceți aminte, a fost gândită cumulativ. A fost gândită ca transferul
contribuțiilor să ducă și către o scădere a impozitului de la 16% la 10%. Ați mai auzit vorbindu-se despre așa ceva în ultima vreme? Nu. Și-au dat seama de golul din visteria țării, și-au dat seama că nu sunt bani și atunci, în mod automat, iau anumite măsuri care pot să le întregească anumite surse de finanțare. În primul rând, vă spun, pentru salarii și pentru pensii. Vom avea un sfârșit de an tumultos. Știți că multe primării din țară, datorită faptului că imediat s-au raportat la aceste nivele maximale de creștere a salarizării, nu au cu ce își plăti salariile în detrimentul investițiilor, oprind toate celelalte lucrări care se fac. Știu efectiv primari din zona Romanului, colegi de-ai mei, nu vreau să dau nume, dar știu cel puțin doi cu care am discutat, care au spus că nu își dau seama cum vor încheia acest an. Practic, decapitalizarea bugetelor prin ducerea banilor major doar către salarizări a însemnat oprirea investițiilor și a duce administrațiile publice locale într-un deranj major în ceea ce înseamnă acest final de an. Și vă mai spun un lucru. Gândiți-vă că toate aceste lucruri au operat doar pe jumătate de an. Gândiți-vă ce se întâmplă cu anul 2018, când toate aceste lucruri vor opera pe întreg anul în baza unui aceluiași buget. Deci lucrurile sunt departe de a fi foarte stabile și noi nu ne dorim, dar ne temem că anul 2018 va fi un an al declinului economic în România. Asemuim anul 2017 cu anul 2008, atunci când Tăricianu arunca cu bani în stânga și în dreapta anunțând cea mai mare creștere economică, și apoi anul 2009 și 2010 care a venit cu un dezastru economic. Nu ne dorim acest lucru, dar parcă există o copie la Indigo în ceea ce se întâmplă astăzi și decidenții politici, cei de la guvernare, nu au învățat nimic. Eu cred că trebuie să fim foarte atenți, pentru că se vorbește despre o creștere economică importantă. Această creștere economică este bazată pe consum, nu este bazată pe dezvoltare. Investiții publice zero, fonduri europene sub 0,1%. Nu putem vorbi de o creștere sustenabilă, durabilă, prin investiții, prin asigurarea unei plaje salariale care să fie susținută de investiții. Vorbim numai de un fum pe care nu-l poți cuantifica. Asta se poate întâmpla, pentru că s-au luat toate aceste măsuri, au crescut salariile, lumea a simțit că poate arunca în stânga și în dreapta. Dar la anul, dacă nu va mai exista acest lucru, vom înregistra și o scădere a consumului. Mai mult decât atât, am avut un an 2017 foarte bun din punct de vedere agricol, pe care guvernanții și-l asumă, parcă ar fi dat ei ploaia. Dar a fost un an bun care a sprijinit economia. Știm că anul viitor va mai fi la fel. Agricultura în România este o loterie, pentru că nu avem sisteme de irigații, nu avem sisteme racheta antigrindină, nu avem sisteme puse la punct de dezvoltare a agriculturii. Mergem încă într-o susținere așa populistă și cu foarte mult iz tradițional, cu foarte mult iz păstrat încă de la nivelul agriculturii de subzistență. Sunt ferme importante, sunt exemple consistente, modele în agricultură, dar acestea nu contribuie semnificativ la ceea ce înseamnă economia națională. Dacă nu mai aveți, vă mulțumesc frumos, vă urez o zi bună, sănătate și Doamne ajută!